Odată cu începerea lunii septembrie s-a deschis și Centrul de Recuperare și Instruire Salus Per Aquam din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Timp de o lună, centrul a fost închis. De acum este pregătit să își primească studenții, cadrele medicale, cadrele auxiliare ale UMF-ului sau pe toți cei care doresc să facă mișcare și să se simtă bine. Centrul de Recuperare și Instruire Salus Per Aquam este localizat în interiorul campusului, în imediata vecinătate a sălii de sport și este dotată cu servicii de masaj solar, saună uscată și umedă și hidromasaj. De asemenea, elementele de odihnă conțin fotolii, șezlonguri și bănci încălzite fabricate din ratan sintetic. A fost vorba de o pauză de o lună de zile, timp în care am făcut retușuri, mici reparații, am golit complet bazinul piscine și l-am dezinfectat, tocmai pentru a avea o cât mai bună calitate în ceea ce privește apa pentru clienții noștri. Am redeschis piscina, sau mă rog, centrul de recuperare și instruire începând cu data de 1 septembrie și suntem bucuroși și așteptăm studenții, cadrele medicale, cadrele auxiliare a UMF-ului. Deocamdată vă putem spune că nu am avut mari probleme și suntem bucuroși datorită acestui aspect. Asta înseamnă că beneficiază clienții de cele mai bune servicii. Știm sau trebuie să știți că avem un bazin de nod cu o lungime de 25 de metri, cu 4 culoare. Avem un jacuzzi unde temperatura apei este de 37-38 de grade, saună uscată și saună umedă și un solar pe care clienții noștri le pot utiliza. Tarifele sunt aceleași, sunt stabilite și hotărâte și aprobate în Consiliul de Administrație și nu ne rămâne altceva de făcut decât să așteptăm clienții noștri. Încă o veste bună pentru iubitorii de bun gust sau pentru cei care vor să mănânce ca la mama acasă vine odată cu data de 1 septembrie, când s-a redeschis și microcantina Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Bună ziua, bine ați venit la noi! Noi am avut o pauză de o lună de zile, respectiv de la 1 până în 31 august, perioadă în care am lăsat personalul puțin să odihnească, zic bine meritată, pentru că am avut un an plin, un an de activitate, plin mă refer la activitatea noastră comercială. Avem o structură organizatorică de, deci o sală de mese cu vreo 60 de locuri, o terasă pe care sper că se vede în fundal, o terasă de vreo 20 de locuri în care ne desfășurăm activitatea comercială, în care asigurăm meniurile necesare pentru tot ce înseamnă cadrul universitar, studenți, profesori și chiar clienți din afară. Deci n-am interzis și n-am îngrădit să zicem că e destinat numai cu circuit închis, pentru că se vehicula o idee că la banii ăștia acum pot să mănânce și alții din afară. Da, deci deocamdată ceea ce facem noi este deschis pentru tot publicul Târgu Mureșan, pe care așteptăm cu drag. Noi avem o tradiție frumoasă, cu toată modestia, o tradiție frumoasă în alimentație publică, tot ce înseamnă personal care i-am adus și care au venit cu mine, cu ajutorul unor, cu ajutorul conducerii, să zic așa, persoane în domeniu, persoane care, repet, suntem pe felie fiecare și știm să ne facem, zic eu, destul de bine meseria. Am o structură de, deci partea de bucătărie în spate, am vreo 3 bucătare, un patiser cofetar, ajutor bucătar, am în sală, chiar dacă sistemul de autoservire este cu o linie de autoservire, dar sunt situații când trebuie să servim și la masă, deci am și în sală oamenii calificați, persoane care zicem noi că ne facem destul de bine meseria. De drept dovadă că
cei care vin aici au început să spună chiar și vorbe frumoase, sunt mulțumiți, inclusiv financiar, că acest meniu este meniu de 12 lei, meniu în care este compus dintr-o supă ciorbă, un fel de bază, garnitură, salată, desertul care îl facem aici de fiecare dată și oamenii care vin din oraș, chiar în absența studenților, deci în lipsa activității didactice, când nu sunt studenți, chiar în condițiile astea, deci noi avem clienți din sală, din oraș, să zic, care vin în jur de, să zic, meniu în jur de 100-130 de meniuri vin de zilnic. Când începe activitatea didactică, deci când vin studenții, vă rog să mă credeți, vindem în jur de 200-250 de meniuri, nu vă spun că au fost și zi când am adus și 300 de meniuri. Se face coadă, se stă, ne mișcăm repede, și spun eu că este o treabă bună. Avem clienți de bază, clienții de bază fiind echipele de volei ale universității, care aici mănâncă prânzul, cina. Sunt fete care știu să aprecieze, mai ales că ele umblă și prin toată țara, unde chiar sunt și au un confort bun, în colaborare cu antrenorii și preparatorul lor de la echipă. Le-am făcut meniuri care se adaptează grupurilor de sportivi și inclusiv seara la cină, care sunt ca au probleme, fie cu kilogramele, fie așa. Le adaptăm în funcție de kilogram și de calorii, să zicem așa, pentru că sunt care seara au regimuri mai speciale în ale mâncărurilor, în care nu pot să mănânce orice, care se luptă cu kilogramele, dar nu, deci sunt mulțumite și chiar care sunt la care se trage din meniu desertul, ele se știe foarte bine care sunt ele și eu spun că încercăm să le facem toate poftele, să zicem așa, și toate ca să fie în regulă, să nu aibă probleme în joc. Ca la mama acasă. Ca la mama acasă, da. Noi facem niște preparate, zic eu, bune. Repet, structura de meniu. Deci, săptămânal fac meniurile, le postez pe universitate, pe fel de adrese de e-mail, se pot vedea, vizualizez zilnic prin fișier aici, meniul zilnic și oamenii vin, citesc, sunt alternative, sunt fel de studenți care nu agrează anumite cărnuri, nu se face caz, îi înțelegem, rezolvăm repede pe moment, deci anumite cărnuri care nu sunt agreate de ei și pe nimeni noi nu refuzăm. Deci chiar dacă, indiferent ce este, chiar dacă este vegetarian, chiar dacă este lacto-ovo, chiar dacă nu agrează carnea de porc sau, mă rog, sunt fel de studenți care vin din anumite zone ale țării și nu... Deci noi le facem toate poftele. Sunt alternative de fiecare dată. Nu spun că fac prea multe variante. Nu, pentru că nu-mi dă posibilitate spațiu. Dar, repet, am ca fel de bază, întotdeauna este una, două supe sau șorbe de rezervă, iar la felul doi, deci care nu agrează, repet încă o dată, spun, dacă nu agrează carnea respectivă sau garnitura respectivă, chiar vă rog să mă credeți și puteți să veniți să testați pe viu, întotdeauna se găsește o soluție. Deci nu refuzăm pe nimeni. Și am gustat și noi meniul zilei făcut ca la mama acasă și ce vă putem spune este că a fost delicios și că cu siguranță ne vom întoarce. Terenurile de tenis și sala de fitness din complexul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș sunt pregătite și ele să-i primească pe toți cei care doresc să se relaxeze făcând sport într-un mediu modern și bine pus la punct. Thank you.